Ceau teroriștii, cum v-am tot promis și până mai de mult un picuț, vroiam înainte de Crăciun să fac prezentarea icoanei nașterii Mântuitorului. Bineînțeles, acum o să dau vina pe voi, că din cauza voastră, a celor care veniți, v-ați mărturisit, n-am mai avut timp, dar de fapt a fost și un pic de lene din partea mea. Trebuie să recunosc că n-am ce-i face, deși e păcat capital. Dar, uite că de data asta o facem. Și aș vrea să încep cu cuvintele Părintelui Stăniloae legate de nașterea Mântuitorului. Pentru că Hristos se naște, Dumnezeu coboară, se face om ca noi. Și ce spune Părintele Stăniloae legat de asta? Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om, a dat oamenilor cea mai mare pildă de smerenie din iubire, arătând că iubirea e atenție la altul până la uitarea deplină a importanței proprii. Vă dați seama cât se limitează Dumnezeu? Se face mic, ca și noi. Și nu numai că mic ca și noi, ci copil nevinovat și neapărat. Că putea să-și cheme îngerii, să-l apere de Irod, putea să nască într-un palat. Putea. Dar Dumnezeu a vrut să fie ca cel mai umil dintre oameni, până la urmă, să naște într-o iesle. Și mai spune Părintele, dar caracterul paradoxal al iubirii l-a evidențiat în faptul că tocmai în uitarea cuiva de sine, din prețuirea celuilalt, se arată mărimea spirituală a lui. Și asta e fain, asta ne învață Hristos, de fapt. Dă omului o importanță egală cu a sa, fără ca aceasta să-i fie impusă de ființa omului. Aceasta e iubirea supremă, să nu fie impusă cuiva cu nimic sau de nimic. Vă dați seama câtă iubire din partea lui Dumnezeu și ce dovadă de dragoste. Se face mic, se face ca noi. Și într-o vreme, sincer, chiar mă întrebam, dar până la urmă, chiar trebuia. Pentru că știți și voi, noi oameni suntem în stare să ajungem pe lună, dar să construim și bombe atomice. Suntem în stare de generozitate la maxim, ne-am dat unii și-a dat și cămașa de pe ei, în timp ce alții provoacă foame peste tot, important să atingă interesul și profitul. Suntem plini de paradoxuri, că de fapt Hristos s-a născut nu doar să moară pentru noi, ci să trăiască între noi ca să ne arate cum să trăim și noi. Eu de fapt asta am înțeles din nașterea Mântuitorului, viața Lui și moarte. S-a născut ca să trăiască între noi, să ne arate nouă cum să trăim. Ce să facem ca să fim tot timpul mai buni și să nu prea cădem în paradoxurile astea. Generozitate, zgârcenie, dragoste, ură. Știți că așa suntem noi oameni făcuți. Nu făcuți, că Dumnezeu ne-a făcut bine. Dar așa ne-am stricat noi pe parcurs. Înțelegi? Și acum să începem cu prezentarea icoanei. Dar în prezentarea icoanei o să iau un pic mai departe, pentru că trebuie să înțelegem bine despre ce e vorba și cu ajutorul lui Sorin o să focalizăm pe ce prezint eu aici și din când în când pe mutra mea. Aș vrea să încep cu lucrurile sfinte și sfințite din biserică. Începe, o luăm, cum ați zis, mai de departe, mai pe larg, dar mai sigur. În biserică avem două lucruri sfinte prin ele însele. Sfânta Împărtășanie, adică trupul sângelui lui Hristos, și Sfânta Scriptură, care e cuvântul lui Dumnezeu. Astea sunt lucrurile sfințite și sfinte prin ele însele, nu sfințite, scuzați-mă. Apoi, avem două lucruri sfințite în biserică, adică aghiazma mare și uleiul de la Sfântul Maslu, și mai avem alte două lucruri sfințite, dar nu prin ele însele, ci prin legătura ce o au. Adică, Sfintele Moaște. Până la urmă tot auzi pe moderniști ăștia că sunt niște oase. Așa e. Sunt niște oase. Dar sfințesc pentru că au aparținut unui sfânt care lucrează prin ele. Și icoana. Iar și icoana în sine nu e decât o pictură, până la urmă. O bucată de lemn, de plastic, de sticlă, de ce vrei. Dar e sfântă icoană pentru că ceea ce reprezintă persoana la care ne leagă ne transmite harul. De aceea icoana e sfântă, de aceea avem icoane făcătoare de minuni. Nu icoana în sine, cât sfântul reprezentat pe ea. Și acum o să trecem, pentru că pe lângă icoanele așa, Sfinte Moaște, uleiul de la Maslu și aghiazma mare, noi în biserică mai avem un fel de icoane. De fapt, icoana pentru care a venit Hristos. Adică omul. Icoana prin excelență. Omul, ființa rațională, făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și când te uiți la copilașii ăștia așa, nu poți să nu spui, bă, cam așa o fi, nu? Dacă stai să te gândești bine. Așa e. Omul, într-adevăr, îi icoana lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a mai lăsat un lucru.
niște icoane ale vicilor noastre, să știți. Eu asta o consider icoane, astea, personajele astea le consider icoanele vicilor noastre. Unde poți să ajungi tu ca om dacă nu stai atent la tine întâi? Adică, ce face sărăcia? Egoismul unora îi face pe alții să ajungă așa. Din coace, dorința de a ieși în evidență. Nu contează cu ce preț, arată ca o reptilă. Nu contează cu ce preț. Important e că ies în evidență, nu trece neobservat. Orgoliu. Aici, în schimb, dacă scrii pe Google bețivi, îți primii care ți ies. Viciu. Și din coace, asta, săraca femeia asta, e o icoană care ne poate testa dragostea. De ce? E cea mai urâtă femeie din lume. Ea s-a născut așa, n-are nicio vină. Dar Dumnezeu a lăsat-o și ca să încerce dragostea unul așa altora. Că în viață nu totul e frumos. Deci și ei, de aici, și copiii dinainte, sunt tot icoane. Dar până la urmă tot n-am explicat ce e icoană, nu? Că interesul ăsta e ce e icoană. Și aici aș vrea să trecem la icoanele din informatică. Aici. Vedeți voi, pe ecranul ăsta de computer, îi prinde icoane. Dar ce-s? Până la urmă, că de fapt, documentul ăsta în Excel, nu-i documentul. E doar un bilețel. Aș vrea să vezi cap un bilețel care transmite computerului locul unde se găsește documentul. Documentul ăsta poate fi în harddiscul C, de exemplu, într-o anumită cartelă, dar computerul cum știe când fac eu click aici? Pentru că îi spune. Acolo, nu-i documentul în sine, ci trimitere la. Aici. Google Chrome. Altă icoană. De ce se folosește termenul de icoană în informatică? Pentru că tocmai asta e o legătură. Atât. Nu-i documentul în sine. Google Chrome nu-i programul în sine, browserul, pentru a naviga pe internet. Ci te trimite la. Și atunci icoana ortodoxă, ce-i? Exact asta. Când mă uit la icoana Mântuitorului, nu mă uit la icoană în sine, ci la Mântuitorul care e pictat acolo. Și mintea mea ar trebui să se ducă în partea aia. Și icoana are și scopul de a trimite spre. Și aici avem iar icoană. Uitați aici. Am luat mai multe exemple de icoană. Ce se observă în primul și în primul rând din icoana ortodoxă? Lipsește dimensiunea 3D, spațiu. Vedeți? Și aici, Mântuitor, totul. Vedeți? Vezi? Lipsește. De ce? Pentru că interesul e să focalizezi atenția pe ceea ce reprezintă și nu pe frumusețea icoanei în sine. Și mai e denotat încă o chestie la icoana ortodoxă, care nimeni nu trebuie câțiva ani ca să ajung la concluzia asta. Verticalitatea. Nu poți să explici o icoană dacă nu pornești de sus în jos. De sus în jos. Asta e icoana, asta, de exemplu, e imnul învierii. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte, adică protopărinților care reprezintă tot omul, viață dăruindu-le. Simplu. Vedeți? Botezul. Dacă te uiți bine la cum e pictat Iordan aici și întorci icoana așa, să o pui așa, Hristos te-a lipit pe Iordan. Înțelegi? Dacă pui icoana așa. Hristos îi, vezi, parcă stă. De ce? Stă în giungiu. Ce învață biserica legat de botez? Că murim și înviem cu Hristos. Deci botezul sine, înfundarea în apă, e o moarte. Icoana la asta ne trimite. Uite-te acolo. Hristos stă lipit pe. Apoi, avem Sfântul Nicolae. Le-am luat câteva. Sfântul Nicolae, în primul și în primul rând, ne spune care sunt îndatoririle preotului. Să binecuvinteze, să învețe și să slujească. Pentru că în Bizanț, și cu asta o să ne mai lovim de expresia asta, în Bizanț, la curțile împăratului, servitorii aveau mâinile acoperite, nu puteau umbla altfel. Le pierdeau, le tăiau pur și simplu dacă le prindeau cu mâinile descoperite. Și mâna acoperită a devenit în icoană simbolul slujitorilor. Înțelegi? Uite ce fain. Aici îngerii cui slujesc întărește ideea de Dumnezeu, de fapt. Că îngerii slujesc lui Dumnezeu. Și ideea de Dumnezeu e întărită de mâinile acoperite ale îngerilor. Bineînțeles, Maica Domnului cu pruncul. Iarăși, aici avem o grămadă de... Aș putea vorbi doar despre asta vreo oră. În schimb, ea ce face? Indică pe cel care cu cuvântul lui ne va mântui. Dar cine e aici? Dacă te uiți bine în limba greacă, e Oon. Numele lui Dumnezeu, cel ce este. Deci,
El, cel ce este, adică Dumnezeu, cu cuvântul Lui, e mântuirea noastră. Și a venit prin mama Lui, care ne l-a pus în față, ca să zicem așa. Înțelegi? Dar să mergem mai departe. Aș vrea să puntez un pic și diferența între icoană și tablou. Uite aici. Icoana noastră, să zicem așa, numele ortodoxă, că aici e limba greacă, de exemplu, nu numai a noastră exclusiv, și un tablou. Care e diferența? Cât e de frumos pictat tablou, așa e? Dar ce spune? Nimic. Icoana noastră pare un pic mai rigidă, dar ce ne spune? Că avem împărăteasa cerului, purpura, că avem o virgină, o fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, avem pe Dumnezeu în brațe la fecioară, care cu cuvântul Lui ne mântuiește, spune o grămadă de lucruri. Și acum o să trec un pic mai departe, pentru că și icoanele noastre au mici influențe. Canonul icoanei e același. Dar avem icoanele care în general au culori mai aprinse, sunt icoane grecești. Avem tipul de icoană rusească și tipul de icoană românească de influență rusă și de multe ori și influența greacă. Am vrut să scot în evidență. Aici, în schimb, ce urmează, o să vă prezint o evoluție de la icoană la tablou în Occident. Ca să putem scoate în evidență după aceea și mai bine icoană. Asta e icoana ortodoxă. O să vorbim la capăt de ea. Prin secolul XIII, deja se vede că se trece la tablou. Aici, Lippi, deja e secolul XIV, XV chiar. Deja devine complexă. Care e diferența clară? Vedeți profunzimea, munții ce frumoși în spate. Distrag atenția, de fapt, de la actul nașterii în sine. Înțelegi? Pe când în icoană, muntele îi rigid, făcut așa, pare făcut din un puzzle, din bucăți. Pentru că scopul nu-i să rămâi cu mintea aici, să te duci aici, la centru. Înțelegi? Din coace, în schimb, frumos tot, personaje medievale, tot ce vrei. Mergem mai departe. Aici deja avem un Botticelli din 1500. Uite ce scenă bombastică, spectaculoasă, nu? E spectacol. Avem, într-adevăr, pe Mântuitor aici undeva, dar în rest, fratele meu, tot ce se poate ca să-ți distragă atenția. E fain ca tablou, are valoare, ce-i drept, dar nu spune nimic. Din coace un Giotto. Giotto încearcă să se întoarcă. Numai că pe bazele astea nu prea reușește să ajungă la icoană cum trebuie. Din coace. Alte faine. Uite, Guido Reni. Tot așa, 1600-1700. Dacă pruncul n-ar fi fosforescent, nu vreau să fiu acid la adresa tabloului. E frumos, dar nu icoană. Avem o familie care se bucură de un copil. Din coace, o familie ce a ieșit la iarbă verde. Dacă ar lipsi îngerul de aici, nici nu ți-ai dat seama că e vorba de naștere. Ce-i drept? Un lucru just îi. Culoarea hainei Maicii Domnului. Asta da. Pentru că și în icoana ortodoxă apare culoarea albastră ca reprezentare a curățeniei. Din coace, iar, un Murillo. Sunt mari pictori italieni și nu numai, dar au făcut opere de artă. Atât. Le-au interpretat în modul lor. Icoana, în schimb, respectă un canon. Oricine ar picta-o, nu poate să o picteze decât așa. Și acum să trecem la icoana nașterii. Aici am vrut să ajung, de fapt, încercând să vă duc prin toată istoria creștinismului. Și cum ziceam de la început, icoana are o verticalitate. De sus în jos. Și acum, ce avem aici sus? Steaua. Dar v-ați întrebat vreodată de ce e doar jumătate? Pentru că, vezi, dacă icoana reprezintă lumea, cel care e indicat de raza mai lungă a stelei, de unde e? Dacă lungim steaua, iese în afară. Deci de dincolo de lume. Și aici avem trei raze, adică e unul dintr-o treime. Înțelegeți voi? Ideea asta e. Vezi, steaua merge în afară, iese din lume. Pentru că Hristos nu e din lume, dar a venit în lume. Și împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt face parte dintr-o treime. Apoi, tot în partea de sus avem îngerii, iarăși mâna acoperită, întăresc ideea de Dumnezeu din treime, care a venit din afara lumii, pentru că Dumnezeu e slujit de îngeri.
bineînțeles, apare muntele care are scopul mai mult de a crea un contur peșterii. Pentru că acțiunea în icoana ortodoxă nu se desfășoară în peșteră, ci afară. Scopul e să ne arate exact persoana, personajele, scena. Hristos oricum a venit ca să aducă lumină în întuneric. Avem aici bou și măgarul. De obicei măgarul reprezintă poporul evreu din cauza că erau foarte încăpățânați. Dumnezeu a venit pentru toți. Dar, interesant. Ce avem aici? O iesle care pare mai mult un sicriu. De ce? Pentru că Hristos, copilul, a venit să moară pentru noi. Scopul din start era acela de a muri pentru mântuirea noastră. Dar în același timp a venit să ne arate și cum să trăim. Înțelegeți voi? Și apoi avem personajele în dreapta, mea și stânga. Adică magii. Vedeți că au o luminiță. Pare un girofar. Așa mi-a dat un copil. Magii au girofar pe cap. Nu! E lumina Duhului Sfânt. Pentru că raza asta de lumină apare și în icoana cincizecimii. Când a coborât Duhul Sfânt. De ce? Voi credeți că magii ăștia au ajuns la întâmplare? Nu le-a descoperit cineva că steaua aia e steaua împăratului ce se va naște? Au făcut luni de zile de drum ca să ajungă în momentul nașterii. Cineva i-a trimis. Înțelegi? Deci Duhul Sfânt i-a iluminat și pe ei. Na. Din coace avem păstorii. Și aici aș vrea să fac o remarcă interesantă. Păstorul cel bun, vedeți, cel mai bătrân, șeful, se bucură de îngerii care vestesc. Ăștia la alți se bucură și ei, dar îs cu ochii la voi tot timpul. În colțul ăsta avem un păstor pe care nu prea interesează oaia, care să-și confundă, de fapt, în mediu. Și îl interesează Iosif. Dar de ce? De ce Iosif e reprezentat tot timpul așa? Pe gânduri. Pentru că s-a îndoit. El nu putea crede că fecioara naște. Cum se poate așa ceva? Nu știți că vrea să o dea, să o trimită acasă. Și atunci ăsta, păstorul cel rău, pe care nu-l interesează turma, nu face altceva decât să-i mai bage. Se toarne gaz pe foc, cum să zice la noi, știți? Îi bagă dubiu. Și cine e păstorul cel rău? Știm cu toții. Aici, în schimb, avem spălarea pruncului, pentru că au apărut la un moment dat o erezie în biserică. Erau niște oameni care ziceau că, de fapt, Hristos nu a fost concret om, ci doar o închipuire, mai ales când era vorba de răstignire. S-a răstignit așa o imagine, o hologramă, na, să folosim termenul modern. Și întărește umanitatea. Deci a fost om și a avut corp. Nu a putut să-l spele altfel. Nu spele o fantomă. Cam asta e ideea. Avem și păstorul cel rău care, încă o chestie faină, în biserica ortodoxă, icoana îți prezintă Sfântul frontal. Pentru că în biserică, când apar din profil sau în trei părți ca Iosif, e o absență. Uitați-vă la icoana judecății, căutați-o pe Google. În icoana judecății, majoritatea îs în profil un pic. Deci, nu chiar 100%, hai să zicem așa, nu sunt, nu știu cum să mă exprim, prezența acolo. Că până la judecată, până când se va hotărâ cine sunt oile și caprele, nu suntem prezenți 100%. Și asta e o semi-absență. Magii, la fel, veneau din țări unde păgânismul era în floare. Chiar dacă au fost inspirați de Duhul Sfânt, oare și ce prezență aveau, dar și absență. Păstorul, la fel, până când se lemuresc, e ce și cum, că apoi devine... Hristos, în schimb, ne privește în față, frontal. Sfinții ne privesc în față, pentru că ei nu mai au nevoie să se lupte, ca fiecare cădere, de fapt, fiecare păcat care îl facem noi, e o mică absență în relație cu Dumnezeu. Și atunci noi, dacă ar fi să ne facem, să ne pictăm în icoane, ar trebui să stăm aproape cu spatele, dacă ar fi după vrednicie, nu? Asta vreau să vă spun astăzi. Aici avem iarăși Maica Domnului. Albastru, puritate. Pentru că a fost fecioară, iar stelele, înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Dar avem și purpura. Pentru că născându-L pe Hristos, a devenit împărăteasa cerului. Paradoxal. Creatura își naște Creatorul. Paradoxul creștin, unul dintre ele. Și aici, vedeți, trimite la uter, de fapt. Că născându-L pe Hristos și Maica Domnului poate să-și corenăscute.
că în momentul în care îl lași pe Dumnezeu să nască în tine, te naști și tu. Altfel. Mai bun. Știi? De-aia și la început ziceam că omul e paradoxal, e plin de tot felul de paradoxuri, de contraste. Acum iubești, după aia urăști, acum te enervezi, după aia ești calm. Toate cele. Dar, dacă nu uităm că Hristos trebuie să nască în fiecare dintre noi, chiar dacă suntem iesli, nevrednice, până la urmă și eventual se crie, că mai punem și în cruce cât de des se poate, totuși putem fi mai buni. Dumnezeu asta vrea, de fapt, de la noi. Nu să fim din prima sfinți. Să ne dăm silința să fim mai buni. Hristos se naște. Domnul coboară. Îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesli o înconjoară, nu? Avem tot. Colinda, fraților. Credeți că a ocurat întâmplare? Verticalitate. Dar Hristos, Domnul coboară, pentru că Domnul coboară din afara lumii, în lume, Fiul trimis de Tatăl. Dar e Fiul prin care toate s-au făcut. Fără de care nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și tot Fiul se naște pentru noi. El știa ce o să-l aștept. El știa din start totul. Copilașul ăsta pe care Irod vrea să-l omoare abia născut. Nu? Deci omul, de fapt, nu, firea noastră căzută nu permite lui Hristos să se nască. Face tot ce poate ca din când în când măcar un cui să-i bată într-o mână, așa, dacă nu pune crucea la modul serios. Înțelegi? De-aia, fie ca nașterea Domnului să fie o naștere serioasă în fiecare dintre noi, mai ales că, acum de când cu carantina și cu COVID-uți, am avut și ocazia să sărbătorim cum trebuie, fără glumă. Bă, mulți nu mai tea porcul, unii au ratat bețiile alea monstruoase cu neamurile, alții, în schimb, și-au ratat cinele, prânzurile și toate chefurile care se făceau, ce de fapt erau doar trimiteri superficiale la ceea ce înseamnă sărbătoare. Cred că, în sfârșit, mulți dintre noi au reușit să se bucure de nașterea Mântuitorului și mai conștienți un pic și fără să vrea. Da, zonă roșie, închis în casă, ce faci? Stai pe YouTube cât stai, te mai uiți pe internet, mai deschizi o carte și măcar odată, într-o zi, tot îți vine gândul ăla, Doamne, te-ai născut și uite ce Crăciun penal. Dar e bine așa. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne-a mai dat câte o palmă, nu ne-am trezit, fraților. Din păcate, avem nevoie de asta. Suntem ca și copiii mici. Deși ideal ar fi să nu avem nevoie să primim câte o palmă de la Dumnezeu. Că acum, în perioada asta, din punctul meu de vedere, i-am cam forțat mâna lui Doamne, Doamne. L-am obligat să ne dea o palmă de să ne umple dinți în gură și apa în cap. Dar dacă e musai, nu? Că până la urmă, pălmuțele primite la Dumnezeu au și o pedagogie, au scopul de a ne opri, de a ne aduce aminte că trebuie să avem grijă de noi, să mai stăm cu ceilalți, din familie, în primul rând, să mai evităm gălăgia și hărmălaia, că aici s-au ajuns. Știi ce mulțumit am fost anul ăsta când prin octombrie încă n-am văzut clopote, Moș Crăciun, globuri și toate cele? Anul trecut așa a făcut. Din octombrie vindeau deja Crăciun. Anul ăsta nu. Chinezi închiși, nu mai avut de unde aduce marfă. Doamne, mulțumesc în sfârșit. Știu că pare o răutate din partea mea, dar așa lui. Asta e, dragilor. Cam asta vreau să vă spun. Bineînțeles, vă doresc în continuare sărbători fericite, sau mai corect, liniștite, că fericirea e o stare, de fapt, care durează puțin, cu bucurie și bucurați-vă unii de alții acum, că mâine vom vedea. Sper să reușesc să fac și cu icoana, explicarea icoanei botezului în câteva cuvinte, înainte de bobotează, dar până una alta, ca de obicei, nu uitați de logaritmul ăla de jos, mai comentați-vă pe acolo, mai scoateți în evidență ce am greșit, pentru că și asta e important. De fapt, așa m-a ajutat să-mi perfecționez expunerea, ca să-i spunem așa. Eu dau input și voi veniți cu rest. Și cam asta ar fi, dragilor. Vă doresc, cum ziceam, sărbători fericite. Aveți grijă de voi. Încercați să fiți cuminți, dar nu vă forțați prea tare. Mersi, Sorin și trupa. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem data viitoare. Dumnezeu să vă ajute, dragilor. Ciao, ciao!